Salutare, oameni fani, și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Pentru cei care sunteți noi aici, eu sunt Daniela Nistor, sunt fotograf și videograf, iar astăzi am avut o curiozitate și anume ce face un pastor. Sunt aici alături de Cornel Caba, care este pastor la Biserica Viață Nouă din Oradea. Ce te-a determinat să fii pastor? Cred că fiecare om studiază chestii care reprezintă cele mai mari provocări ale lui. Sunt oameni care se fac doctori pentru că au un caz, au o boală, au pe cineva drag care e bolnav și atunci studiază chestia aia. Ăla e lucru care îi pasionează cel mai mult. Pe mine m-a convins sau căutarea mea după fericire este de fapt motivul pentru care am ales să merg la o școală de teologie. E și foarte adevărat că în era asta modernă există combinații. Prima dată când m-am dus la Universitatea Emanuel, ei înființaseră o secție teologie-management. Știu, sunt două chestii total diferite, paralele, dar aia am vrut să fac prima dată. Au desființat secția cu vreo, nu știu, o lună înainte de examen și atunci am avut de ales, ori merg teologie, ori merg management. Am dat la management și am căzut. Am luat o întâmplare de la matematică, dar la economie am luat notă foarte mică, învățasem manualul nou, era după Revoluție, era 93 și culmea, examenul se ținea pe baza materialului de economie de pe vremea comunistă. Inimaginabil, greșeala mea, eu trebuia să mă opresc. Da, ăsta a fost încă un pas ca să mă duc înapoi către teologie. Am dat apoi în 94 la teologie și am intrat. Dar am studiat în special din cauza asta. Am vrut să văd cum găsește un om fericirea. Asta e motivul pentru care am dat la teologie. Și după câți ani ai găsit-o? Fericirea, de multe ori noi credem că e... Nu știu, are de-a face cu un context, un setup. Înțeleg tot mai mult că fericirea este o stare a inimii și că asta o ai, trebuie să o construiești și de asemenea să o păzești. Oamenii pot fi fericiți atunci când își găsesc sensul în viață și își dau seama că viața înseamnă mult mai mult decât lumea materială. Asta e. Da, am găsit-o, ca să-ți răspund la întrebare. Da, încă mai construiesc la ea. Da, încă învăț să o apăr, pentru că ține foarte mult de starea inimii. Asta e și cum să zic, asta e viața mea de fiecare zi. Încerc să fiu tot mai fericit și să îmi dau seama atunci când mi-am pierdut starea în termeni biblici după voia lui Dumnezeu, să îmi revin, să mă readun. Sigur că mulți oameni caută fericirea și... Nu știu, stau și mă întreb de multe ori dacă se mai poate găsi fericirea în biserică. Biserica e un context. Biserica este o, aș zice, o formă, foarte mult zic organizațională, n-aș numi-o neapărat organizațională. Biserica are de-a face cu o comunitate în care oamenii care au aceeași atitudine a inimii încerc să construiască ceva. Și asta e contrar curentului, pentru că presupune foarte multă dezvoltare, foarte mult risc.
biserica de multe ori a comunicat că știe să apere ceea ce au găsit sau a găsit, dar nu reușește atât de mult să construiască. Iar eu o văd ca o chestie dinamică. E o etapă din asta în care înveți să conviețuiești cu ceilalți și apoi înveți să aperi ceea ce ai, adică să păstrezi, să, nu știu, să crești, să lași în urmă. Biserica nu oferă în sine fericirea. Dumnezeu o dă, iar biserica e forma prin care Dumnezeu alege să facă chestia asta palpabilă pentru toți oamenii. Din păcate, nu așa e definită biserica astăzi. Dar noi încercăm o definiție nouă, diferită, încercând să fim o comunitate în care chiar încercăm să ne ajutăm unii pe alții să fim fericiți. Da, cam asta cred că e. Știu că aveți foarte multe proiecte faine. Poți să-mi dai câteva exemple de proiecte faine pe care le faceți voi, fără că am înțeles că nu ești, adică nu ai o biserică înființată, nu te plătește nimeni ca să fii pastor. Da, da. Până la urmă, chemarea mea de a fi pastor are de-a face cu inițiativa asta de a ajuta oamenii să-și direcționeze viața și să reușească să-și conștientizeze starea inimii lor, care ulterior e definită prin relații. Toate proiectele care le avem, inclusiv biserica, din punctul meu de vedere, este o formă de proiect, da? În care noi învățăm să ne lăsăm, să fim folositori unii altora. Încercăm varianta asta foarte riscantă de a te deschide și de a lăsa pe alții să vorbească în viața ta, urmând ca și tu să faci același lucru. Dar e o chestie în care, sau este singura chestie prin care poți să creezi relații solide. În proiectele noastre, probabil cel mai tare dintre toate e O Porție cu Dragoste. L-am numit așa pentru că asta vrem să oferim. Oferim o masă caldă, acum suntem în al cincilea an, în care în fiecare săptămână aici oamenii știu, oamenii străzii, noi le dăm o masă caldă, dar ăsta e un pretext. Masa caldă e un pretext, pentru că ceea ce încercăm să le oferim e să le arătăm ca o valoare. Toată lumea le spune că nu au, societatea, contextul, falimentele lor, nu știu, neputințele lor le spun chestia asta, iar noi încercăm să mergem contra curentului, spunându-le, hei, aveți valoare. Sunteți o persoană, indiferent dacă aveți sau un job strălucit. Mulți dintre ei, cum să zic, am reușit să ne împrietenim cu ei și avem cazuri. E adevărat, nu le putem număra pe mai mult de degetele de la două mâini, dar avem oameni care și-au găsit joburi, oameni care și-au schimbat viața din cauza faptului că au văzut că au valoare. Și atunci noi le dăm de mâncare și le povestim, încercăm să-i încurajăm. În măsura în care, din nou accentuez, în măsura în care și noi putem să-i încurajăm pe ei. Pentru că de puține ori, oamenii care, cum să zic, echipele, că noi funcționăm sub formă de echipe, de voluntari, oamenii care vin, reușesc sau nu reușesc să-i încurajeze. Depinde foarte mult și de startă. De multe ori e doar o chestie pur și simplu mecanică, doar dăm de mâncare și nu reușim să le dăm mai mult. Dar, din punctul meu de vedere, întâlnirea aia nu e neapărat atât de reușită. Dar există și momente în care chiar reușim să-i încurajăm, chiar reușim să vorbim cu ei. Și asta vezi în momentul în care dai mâna cu ei, îi știi pe nume, te apropii. E o nebunie. Îs 90 ori fost duminica trecută, știi? Deci, îs o comunitate, ca să zic așa. Pe lângă asta, tot proiectul nostru e Fundația Caleb. Biserica are aceeași conducere ca și fundația. Fundația Caleb are de-a face cu a ține la școală 100 și un pic de copii. Asta încercând să-i ajutăm să se integreze în societate.
Pentru asta noi facem programe de pre și de after school acolo, ne asigurăm că au haine și rechizite. Pe vremea când aveau apă la Lăzăreni, am avut două containere care le foloseau ca și băi, ca să-i putem spăla și trimite la școală, dar am trecut prin toate etapele astea. Ce să-ți mai zic din proiectele noastre? Chestii faine facem cu tații, cu bărbații. Am făcut ieșiri de astea, părinți cu copii, în natură, stăm să povestim, conferințe de bărbați să-ți asumi rolul de tată, de soț. Mergem mult pe chestia asta. Am uitat să zic de normal de Emerge, care e conferința femeilor, unde femeile vor să iasă din umbră să-și găsească rolul lor. Mi se pare o chestie foarte tare, care biserica o redescoperă. Sunt unele denominațiuni care au luat-o mai în față, sunt altele care au rămas mai în spate. Noi încercăm să fim cât putem noi de echilibrați, dar suntem siguri că soțiile noastre sunt cele, din punctul meu de vedere, care țin comunitatea împreună. Ele sunt secretul nostru, ca să zic așa. Ce mai facem altceva? Proiectele de la biserică. De parcă n-ar ajunge. Poftim? De parcă n-ar ajunge. Da, ce cred este că secretul este să faci tot ceea ce găsești bun de făcut. În secolul 21 avem tot timpul senzația asta, suntem obosiți, suntem surmenați, suntem agitați, avem nevoie de odihnă, avem nevoie de... Da, avem nevoie de ele în ordinea corectă, ca să zic așa, să îți ții viața, să ai un trup sănătos, o minte sănătoasă, să ai un duh treaz, să fii treaz. Dar în același timp, eu cred că tot ceea ce găsești bun de făcut, trebuie să faci. Și cei care fac multe pot să facă și mai multe, să știi, tot timpul e așa. Cei care nu fac multe... Nu reușesc să-i... Nu o să aibă niciodată timp să facă. Nu, așa lui experiența care avea. Nu știu exact care e procesul în România de a deveni păstor. Poate poți să mă ajuți tu. Ce se întâmplă când vrei să înființezi o biserică, de exemplu? În biserică, sau biserica, în istoria ei, a avut câteva momente din astea în care au schimbat tactica. Personal, eu cred că o biserică, sau biserica de la început, ea a născut alte biserici mai mici. Deci procesul plantării unei biserici ar trebui să vină dintr-o biserică, oameni care au dorința asta. Ce se întâmplă într-o biserică? Foarte mulți oameni vin, sunt atrași de comunitate, de Dumnezeu, de revelație, cresc, dar biserica trebuie să-i crească și mai important decât să-i crească, trebuie să-i și trimită. Și atunci, orice biserică, eu cred că în momentul în care ajunge la maturitate, e sănătos să nască o biserică fică. Și atunci, biserica aia nu este o biserică, nici nu știu, nou plantată. Oriunde te duci, procesul ăsta nu e neapărat atât de sănătos pe cât l-am vrea noi. De ce? Nu de puține ori bisericile se rup. Există probleme în leadership și atunci un lider o ia dreapta, celălalt o ia stânga și ăla, unul zice că a plantat o biserică, celălalt zice și el că a plantat cealaltă. Din păcate, nu sunt nici eu străin de varianta asta, dar ce am decis și ce cred că o să reușesc să fac este că eu voi face diferit. În sensul că eu o să, noi am început deja plantarea unei biserici la viață, se numește Viață Nouă Tătăruș, unde în jurul unui om chemat și care are pasiune pentru comunitatea aia, construim o biserică. Și așa o văd eu natural. Procesul e unul simplu, are două dimensiuni.
Una ține de pregătirea omului, trebuie să mergi la școală. Aceeași chestie, după ce Petre a construit biserica din Tătărușe, a zis, chemarea mea este să te ajut să o păstorești. Da? Primul lucru, hai să te trimite la școală. Program de teologie pastorală, l-am înscris, de 2 ani acolo și în felul ăsta el își clarifică foarte multe lucruri, plus are ocazia să le pună în practică. Sunt convins că asta e o parte academică și partea cealaltă e pur și simplu relațională, comunitate. Să înveți să fii un catalizator în care adună oameni care au aceleași pasiuni și în special căutarea, cum zic eu, după fericire, cam asta adună oamenii, cam asta îi aduce la biserică. Și să dezvolți chestia asta. Așa am ajuns și eu, aș spune. Dar istoricul meu e mai larg. Eu de la 7 ani am tot fost legat de biserică. Ne mai vorbim că fiind și sub perioada comunismului, noi, pentru noi biserica reprezenta partea socială care nu aveam. Atunci nu aveai televizor, nu aveai laptop, nu aveai internet, nu aveai, dar aveai comunitate, aveai prieteni. Am învățat să creștem împreună, să ne dezvoltăm și inima mea a fost tot timpul legată de biserică. Adică am fost tot timpul legat de biserică. De-aia, pentru mine, cumva, întrebarea ta, eu n-am venit din afară, eu am fost tot timpul înăuntru. Și sunt sistem. Singurul lucru care îl vreau e să găsim metode să menținem sistemul sănătos și plantarea de noi biserici să se facă într-un mod natural. Ea spune, da, ăsta e cuvântul, natural, cred că e cel mai ok. Și așa ajungi pastor. Da, este adevărat. Oricine vrea, simte, face chestia asta, trebuie să aibă și o comunitate și o confirmare a comunității. Unde poți să apuc asta și știu, uite, mă fac pastor și eu sunt pastorul nimănui. Trebuie să fii pastorul unei comunități care te recunoaște și oricum, până la urmă, puterea care o ai stă în autoritatea care o câștigi. Știi? Autoritatea care oamenii au încredere să ți-o dea. Până la urmă, Dumnezeu caută oameni de încredere prin care să lucreze, știi? Nu ești de încredere, e cam greu. De-aia sunt forme diferite, denominațiuni diferite, sisteme de organizare diferite, dar nu intrăm în asta. Ce pot să spun e că sunt foarte recunoscător pentru toate bisericile existente, pentru toți oamenii care fac ceva în direcția asta, pentru că orice, oricât de puțin e făcut, e o chestie, zic eu, care poate crește, știi? E o ușă deschisă pe care Dumnezeu o poate folosi, știi? Absolut. Și legat de alte denominațiuni, care e diferența dintre un pastor și un preot? În Biblie există conceptul ăsta de preoție universală și noi credem, mă refer la evanghelici în special, neoprotestanți, pe partea asta baricade suntem, ne credem că fiecare bărbat, fiecare lider de, deși ne-a zice doar bărbat, uite, vezi, asta e o... Fiecare lider, fiecare om care conduce o casă, e preot în casa lui. Că poate să fie și femeie și să nu aibă soț și să își țină casa în picioare, înseamnă că ea nu poate să fie preoteasă. Dar ești preot. Preot însemnând ești un om care facilitează relația lui Dumnezeu cu ceilalți care ți-au fost încredințați ție. În principiu, nu este o diferență între un preot și un pastor. Singura diferență e cea de terminologie și de denominațiune. Un preot
într-o denominațiune clasică, gen biserică tradițională, este un om hirotonit, ordinat pentru asta. În partea de neoprotestantism, noi, chiar dacă nu îi ordinăm public, noi învățăm pe oameni că ei sunt preoți. Noi învățăm pe oameni că e de datoria lor să-și binecuvinteze copiii. Noi învățăm pe oameni că pot să dea ei cina. Aici e o chestie foarte, să administreze ei sacramentele. Aici deja intru pe nisipuri mișcătoare pentru mulți. Dar noi învățăm că ei, cum să zic, ei trebuie să practice chestia asta. Crede într-un creștinism integrat. Și problema noastră, celor din secolul 21, este acest dualism în care noi vedem biserica ca fiind diferită de locul de muncă. Nu e adevărat, nu e diferită deloc. Prima formă de închinare pe care omul a avut-o a fost munca lui. Dumnezeu a zis lui Adam, pune-te, lucrează grădina și păzește-o. Și aia a fost prima formă de închinare. Dacă oamenii ar vedea în munca lor o formă de închinare la adresa lui Dumnezeu, imaginează-ți cum ar arăta munca tuturor. Pentru că ne uităm și ne uităm în istorie și vedem perioade în care oamenii care erau inventatori sau erau artiști veneau și ziceau, uite, asta e creația mea, e forma mea de închinare la adresa lui Dumnezeu. Nouă ni se pare că e o poveste pe care o spune biserica, dar nu e adevărat. Oamenii așa gândeau, oamenii așa ar putea gândi și acum, dar vedem lucrurile foarte, foarte separat. De-aia eu cred că e vremea secolului 21 pentru creștini să aibă o viață creștină 7 zile din 7, să se închine 7 zile din 7, să învețe să facă chestia asta în familia lor, în casa lor, cu copiilor, cu soția lor și să nu creadă că numai la biserică se poate face lucrul ăsta, știi? E simplu, după Biblie unde sunt 2 sau 3, deci fii atent, e chestie de 2 sau 3 adunați în numele Lui, zice, și eu voi fi acolo. Acolo e deja o biserică. Acolo e o formă de închinare. Și poate fi cineva ordinat, poate fi cineva hirotonit, poate să nu fie. Viața nu stă în ordinare și în hirotonie. Viața stă în relația personală cu Dumnezeu, știi? Ce înseamnă pentru tine, personal, să fii păstor? E vocația mea, chemarea mea, motivul pentru care trăiesc, lucru care vreau să las în urma mea, pur și simplu, ea spune o vocație, dar e un mod de a trăi. Nu sunt neapărat convins că am ales-o eu, sunt mult mai convins că altcineva a ales-o pentru mine, adică Dumnezeu, și că ăsta e lucru cel mai tare pe care pot să-l fac în viața asta, știi? Și de-aia asta fac, asta îmi place, mă văd în viitor fiind o persoană care ajută și crește alți păstori. Eu cred că împărăția lui Dumnezeu se extinde și are impact prin plantarea de noi biserici. Iar biserica e chiar metoda lui Dumnezeu de a transforma societatea și lumea. Dar biserica spusă sub forma vieții din biserică, nu neapărat forma clădirea. Biserica sunt oamenii și chiar mai mult aș îndrăzni să spun, biserica e ceea ce există în unitatea dintre oameni. E unitatea aia care mișcă lucruri, care transformă vieți, care aparent zici facem proiecte. Da, facem proiecte, dar e mai mult de atât. E impactul, vrei să vezi vieți transformate, în sensul vieți ajutate, vieți oameni care primesc ceea ce caută, găsesc ceea ce caută. Până la urmă asta e promisiunea lui Dumnezeu. Cine caută, găsește. Cine bate, se deschide. Cine cere, se va da. Exact. Cine cere, capătă. Exact.
Da. Cum arată o zi din viața ta, normală, să zic? O zi din viața mea? Depinde mult de zile, pentru că anumite zile au anumite lucruri, încerc să-mi organizez, cred că trebuie mai multe săptămâni, da? Pentru o săptămână trebuie neapărat să am o zi de post. Și atunci dacă e zi de post, e un pic diferită decât celelalte zile, că aia de post începe la 6:30 cu ne vedem online cei care postim, ne vedem pe Zoom, jumătate de oră, citim din Scriptură, noi citim în fiecare zi cu biserica aceleași pasaje ca să putem să avem o coerență și o dezvoltare comună, povestim de acolo, ne rugăm, apoi normal chestiile care țin de familie, copii, grădiniță, lucru, job, întâlnirile de job, dar în special dacă e o zi din asta în care încerc să mă deconectez de a mânca, eu găsesc plăcere în mâncare, by the way, da? De a îmi înlocui plăcerea asta mâncării cu plăcerea de a mă liniști, de a-mi ordona viața, arată un pic diferit. După masa, normal, după ce îmi termin chestiile de job, din nou copii, și tot în ziua de post ne vedem ca și comunitate aici, seara, știi? După aia pus copiii la culcare și eventual, dacă suntem în formă, mai vedem un film cu Camelia și cam așa arată. Dar deci, elementele sunt multe și foarte variate. Da, probabil întrebarea trebuie să fie cum arată o săptămână, pentru că un om e complex și în fiecare zi facem altceva, nu? Da. Hai să zic, care e ziua ta preferată? Din câte am înțeles, e post, ziua de post, dar... Da, pentru mine, eu încerc să găsesc o zi din săptămână care să fie sabatul meu. Eu țin sâmbăta și sâmbăta încerc să mă deconectez de la chestiile în care fac eu lucruri și să stau să mă uit la ce am făcut și să mă bucur de, în special de cei care îmi sunt aproape, să, nu știu, să ies un off-road, să merg undeva cu copiii, să se întâmplă chestii. Astea sunt ale mele favorite. Poate că o să zici, dar n-ar trebui să fie duminica sau ziua de post. Cred că în zilele alea mă încarc cel mai mult. În ziua de post sau duminica, zilele astea zile pentru mine în care îmi reordonez viața, îmi, dacă vrei, îmi curăț inima, mintea, încerc să am un suflet curat, că până la urmă tot ceea ce fac are de-a face cu starea sufletului meu. Pot să fac o mulțime de chestii, dar dacă sufletul meu e plin de amărăciune, de oricât de bine îl maschezi, oricât de bine și după un timp deja suntem destul de buni la a face chestia asta, da? Impactul are de-a face cu cât e de curat sufletul, cât de multă bucurie, pace, răbdare, autocontrol ai, știi? Restul, asta e. Iar ziua mea favorită, ca să-ți răspund, poate că e mai corect așa, e ziua în care chiar reușesc să am sufletul așa, știi? Și seara când mă culc, am sentimentul ăla de bucurie. Am sentimentul ăla, wow, a fost o zi tare, știi? Cam asta e. Deci oamenii au nevoie de o zi în care să se odihnească și în care să reflecteze la ce o să urmeze, ce a fost și să se conecteze din nou cu Dumnezeu, nu? Ei au nevoie de fiecare zi pentru asta. Nu am găsit încă soluția. Mi-ar plăcea să pot să-ți spun că reușesc să trăiesc în o mulțime de zile care arată așa. Încă și viața mea arată uneori pe înălțimi, alteori prin vale, dar am reușit să îmi setez un ritm, o cadență care mi-o dă în special
dau zilele de post și duminicile în care îmi reglez lucrurile. Ideal ar fi să pot să găsesc în fiecare zi timpul ăsta și să pot să-mi trăiesc viața în fiecare zi pe înălțimile mele. Da, am sezoane și sezoane. Uneori e mai tare, alteori nu e așa de tare. În ce măsori succesul bisericii pe care o conduci? Am și opțiuni sau... cred că succesul are de-a face cu viețile transformate. Îmi place să văd oameni care pot să spună că viața lor arată diferit, că viața lor are însemnătate. Îmi place să văd oamenii spunând că viața lor are mai multă valoare și, în ultimul rând, îmi place să-i văd pe oameni văzând valoare în viețile altora. Nu e o chestie foarte ușor de măsurat, dar o simți, o vezi. Trăind printre oameni și relaționând cu ei, îți dai seama când ei au convingerea că viața lor e valoroasă, că ei contează, că ei pot să facă ceva, că au inițiativă, că își găsesc resurse să fie sprijin pentru alții și să nu trăiască nici în individualism, nici într-o formă din asta de superioritate, habar n-am de care, creștinism din asta, vedetă, noi suntem sfinți, restul. Când îi vezi pe oameni că au resursă, au capacitate, au de unde da, nu, atunci știi că parul lor e plin, știi? Și asta e pentru mine succes. Mi-ar plăcea chiar mai mult să văd mult mai multe comunități din astea în direcția asta. Dar, deși sunt un om cu cifre, care toată ziua numără și calculează, mă mai vindec de asta recent. Ce mai faci pe lângă a fi pastor? Pastor e doar vocație, în rest sunt manager în industria turismului și a serviciilor, sunt infectat cu virusul travelului, am 74 de țări văzute, wow. Mai mult de 1 milion de kilometri conduși, zborurile mi le-am numărat până la 100, dar cred că am câteva mii. Îmi place să descoper oameni, îmi place să găsesc logica, să văd în diverse culturi ce se întâmplă, cum se întâmplă. Și mai mult decât atât, chiar îmi place să văd biserica, ce forme ia în culturi diferite, în Brazilia, în America, în Australia, în Asia, e diferit, e pur și simplu, ca și formă, dar oamenii au aceeași nevoie, au suflet, care dacă reușesc să-l țină curat, au impact, dacă au valoare și simt valoare, oferă valoare, reușesc să fie de folos, de încredere, susținere. Da, asta fac pentru bani, ce fac deja de 25 de ani. M-am tot gândit și tot timpul am tensiunea asta de a mă lăsa de partea cu bani și de a mă muta la biserică și de a face numai chestia de biserică. Încă nu am soluționat tensiunea asta în interiorul meu, pentru că sunt plusuri și minusuri. Îmi place să fiu în ambele zone, că atunci reușesc mai mult să fiu ceea ce predic, adică un creștinism integral. Nu toți ne putem muta la biserică, nu toți putem să trăim ca și preoți, numai dacă suntem plătiți de biserică. Cred că modelul e ăsta, sau modelul vieții mele e ăsta, nu pentru alții. Și atunci o să încerc să-l țin cât pot eu mai mult așa. Ideal ar fi să fac banii din hobby, da, și să fac ceea ce îmi place pro bono, da, cam pe acolo.
Au fost momente în viața ta când ai zis nu mai vreau să fiu pastor, nu mai vreau să fac asta, nu mai mi-a ajuns? Au fost câteva, dar întotdeauna eu cred că există etape de dezvoltare în viața fiecărui om, în orice domeniu. Cred că la început suntem copii, după aceea suntem tineri, după aceea suntem adulți. Când suntem copii, în orice domeniu trăim o viață dezorganizată, haotică, ce vine aia îi, ce pleacă, pleacă, și încercăm să ne păstrăm copilăria, adică asta e cea mai bună fază. Nu e cea mai bună fază, trebuie să creștem și un copil devine un tânăr, un, nu știu, un adolescent cu viitor în momentul în care pune niște reguli, în momentul în care are un program, în momentul în care reușește să țină de un proiect, în momentul în care finalizează ceea ce începe, în momentul în care trece. Și atunci trecerea e grea. De la stadiu de ce vine e ok, ce pleacă așa, către a te ține legat de ceva e chiar între greu și foarte greu. În schimb, pot să spun că nu există parte de creativitate cu impact fără a trece prin zona asta a ordonării vieții, a prioritizării lucrurilor, a învăța să spui nu. Orice nu care l-ai spus e de fapt un da pentru altceva, trebuie să înveți să-l spui ca să poți să ajungi mai departe. Da, și când treci și de la etapa asta și reușești să crești și mai mult și nu te împotmolești în zona regulilor, care din nou pericolul este să setezi reguli ca să-ți creezi un anume confort al tău personal, da? Și trăiești în reguli și zici asta e viața mea, așa îți, asta e, nu. Dumnezeu te împinge și mai mult și îți deschide ușa și zice, uite, vrei mai mult? Ok, uite, aici este ceva dincolo de asta. Acolo cred că apare deja zona asta creativității, a impactului, a comunităților care cresc. A... Și atunci, toate etapele astea sunt dureroase. Cam pe la fiecare etapă de genul ăsta îți vine să renunți. Plus că mai sunt și alte chestii care nu le poți controla. Și atunci ne mai plângem. Da, nu de puține ori doar ne plângem noi, nimic pe unde, da, știi? Ce îi spune unui ateu? Sau mesajul tău pentru un ateu? Cred că un om care nu crede în Dumnezeu nu a reușit să fie încă iubit de cineva. Și atunci poate că aș încerca să-i spun mai puțin și să-i arăt mai mult. Cam asta cred. Pentru mine, există un om de referință și o trăit în generația noastră, dar mai la început, poate. Numele lui era părintele Andrew și omul ăsta mergea să facă pace între israelieni și palestinieni și spunea că toți oamenii care nu simt dragoste niciodată au tendința de a deveni atei sau de a deveni orice altceva. Dar din punctul meu de vedere trebuie mult mai multă credință să fii ateu decât să fii creștin. Pentru că realitatea din jur, ce se întâmplă, plus, nu, e adevărat, eu nu sunt un om foarte combativ și confrontațional, deci de-aia nu prea mă angajez în dispute din astea care nu le văd neapărat finalitatea. Unii zic că dacă nu sunt favoarea mea, nu mă bag. Și asta poate fi adevărat. Dar cu un ateu, cred că mai mult mă pot ruga pentru el. Și la momentul potrivit, eu cred că Dumnezeu să-i vorbească, așa cum le vorbește musulmanilor în vis și
au revelații și din astea așa poate să-i vorbească. Nu poate. Dumnezeu îi vorbește, fiecare om. De-aia nu cred că neapărat am eu un răspuns pentru fiecare. Era chestia asta, cred că cu Dumnezeu în subteran, cartea asta lui Wurmbrand, era replica asta în care tot Wurmbrand încerca să explice la un Wurmbrand fiind un preot, nici măcar nu era neoprotestant, zice, încerca să-i explice unui coleg de celulă, ei, există Dumnezeu. Și omul zice la, într-un final, dacă Hristos arată ca și tine, atunci vreau. Asta mi se pare cea mai tare chestie, știi? Până la urmă, oamenii nu, cum să zic, nu cred în Dumnezeu pentru că cei care sunt al lui Dumnezeu nu prea arată ca și Dumnezeu, știi? Și atunci hai să încercăm să, nu știu, să fim mai mult, să arătăm mai mult, vorbim mai puțin, facem mai multe. Și cam asta cred că e calea, știi? Mulțumesc mult, Cornel, pentru că m-ai invitat și că ți-ai rupt din timpul tău pentru acest episod. Sunt sigură că o să ajuți multe inimi, poate o să-și găsească câteva răspunsuri la întrebările lor. Și vouă, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like și până data viitoare, toate cele mov. Am crezut că ai greșit, deci toate cele mov. Nu, că eu sunt cu mov.